spus de cetățeni, am văzut că marea majoritate a consilierilor locali sau județeni nu sunt cunoscuți de brăileni și am văzut foarte clar un lucru, că doar faptele au demonstrat sau au arătat brăilenilor cine au fost sau cine sunt cu adevărat alături de ei. Și de aceea noi am considerat Partidul Mișcarea Populară că este foarte important să prezentăm ceea ce am făcut noi pentru cetățeni. Personal, eu, candidat la primărie, am prezentat câteva din aspectele activității mele de-a lungul timpului, lucruri pe care le găsim oricând și le putem găsi oricând pe internet. Însă, repet încă o dată, promisiuni foarte multe, foarte, foarte multe, pe care în toată această perioadă toți cei care au fost la putere puteau să le pună în aplicare. Doresc un nou mandat, un mandat care să le continue de fapt ce? Aceleași promisiuni deșarte, aceleași minciuni care au fost puse și acum 4 ani și acum 8 ani. Considerăm că Partidul Mișcarea Populară este partidul care poate să aducă schimbarea la Brăila și personal îmi doresc ca în Brăila administrația să meargă altfel. Am enunțat 3 principii fundamentale pe care administrația brăileană le va avea în următoarea perioadă sub conducerea Partidului Mișcarea Populară. Și în primul rând mă refer la o administrație fără corupție, o administrație care cu adevărat să fie o emblemă pentru județ, pentru municipiu, o administrație care să permită să avem cât mai multe locuri de muncă, o administrație care să aducă investitori pentru a avea locuri de muncă și pentru ca brăilenii să aibă venituri decente. Ne dorim de asemenea un lucru foarte important, transparența cheltuielilor și cheltuielilor fondurilor publice și europene și am propus tuturor și reamintesc în continuare un lucru, la finalul fiecare săptămâni administrația brăileană va prezenta cheltuielile pe care le-a făcut în acea săptămână, ca să nu mai există niciun fel de dubii privind cheltuirea fondurilor europene sau fondurilor de la bugetul de stat. De asemenea, avem un concept nou pe care nu are niciun partid, primarul în stradă. Îmi doresc ca primarul împreună cu consilierii săi, împreună cu echipa sa, să fie în permanență în contact cu problemele cetățenilor, iar primarul, la câteva zile pe lună, să fie prezent în mijlocul cetățenilor și în mijlocul problemelor acestora și să le rezolve cât mai repede și cât mai prompt. Vrem de asemenea ca administrația să facă lucruri trainice, nu lucruri de pe o zi pe alta, cum s-a văzut și în ultimul timp când a fost o vreme ploioasă cu ploi foarte puternice care au inundat străzile, pentru că, într-adevăr, deși erau străzile noi, asfaltat totul, ce s-a observat? S-a observat că lucrurile au fost făcute nu conform caietelor de sarcini, nu au fost făcute așa cum trebuia, pentru ca să nu existe astfel de evenimente.